Incident șocant în Vaslui. O fetiță de 2 ani din Huș a fost rănită în zona capului în urma unui conflict de familie. Micuța a fost transportată de urgență la spital alături de mamă și de cei doi frați. Agresorul a fost reținut, iar polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Totul ar fi pornit de la un conflict între părinții copilei. După ce a agresat-o pe mama fetiței, tatăl nu și-a mai putut stăpâni furia și a spart un geam. O bucată de sticlă a căzut peste cea mică și a rănit-o. O ambulanță smurdi a preluat pe copii și pe mama lor pentru ca aceștia să primească îngrijiri medicale. Copilul a suferit o plagă profundă la nivelul capului, anunță specialiștii care au preluat-o pe fetiță. Mama prezintă și ea urme de violență. Ceilalți doi copii nu au fost agresați, dar sunt în stare de șoc, potrivit autorităților locale. Agresorul a fost reținut, iar polițiștii au deschis dosar penal. Bărbatul nu este la prima abatere de acest gen. În decembrie anul trecut a mai fost implicat într-un episod violent în familie, atunci soția a refuzat să depună plângere împotriva soțului agresor.